Astăzi a fost sărbătorită Buna Vestire. Este prima sărbătoare din postul Paștelui în care este dezlegare la pește, dar și ziua în care, potrivit tradiției, oamenii nu trebuie să se certe pentru a nu avea necazuri tot anul. Buna Vestire este ziua în care Fecioara Maria a primit vestea că îl va naște pe Iisus. Aceasta este sărbătorită în fiecare an în postul Paștelui, în data de 25 martie fiind una dintre sărbătorile pentru care biserica acordă dezlegare la pește, indiferent în ce zi a săptămânii ar cădea aceasta. Severinenii au mers și ei astăzi la catedrală. Este una dintre cele patru mari sărbători închinate Maicii Domnului. Credincioșii sărbătoresc Buna Vestire cu 9 luni înainte de Crăciun, momentul nașterii lui Iisus. Sărbătoarea Bunei Vestiri este un mare praznic pe care Biserica Ortodoxă îl serbează în 25 martie în fiecare an. Este o sărbătoare a primăverii, putem spune chiar prima sărbătoare din timpul primăverii. Și este o sărbătoare închinată Maicii Domnului. De ce? Pentru că în acea perioadă, Maica Domnului a fost anunțată de către Sfântul Arhanghel Gavril, a fost bine vestită de către Sfântul Arhanghel Gavril că în pântecele ei se va naște Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iar acest act al întrupării lui Dumnezeu în pântecele Fecioarei Maria, în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este primul act prin care Iisus Hristos începe opera sa de mântuire pentru oameni. Operă care se va încheia cu înălțarea la cer, dar există și celelalte etape foarte importante în opera de mântuire pe care le vom sărbători și noi în curând, și anume răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și învierea sa din morți, praznicul învierii pe care îl vom sărbători anul acesta pe data de 2 mai. Deci este o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare importantă și este și una în care aduce un pic de alinare. O iau de aici, din nou, da? Este o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare importantă. Are și o dezlegare la pește, pentru că ne aflăm în Sfântul și Marele Post. Ce aș vrea să subliniez legat de această dezlegare este că foarte mulți creștini asociază această sărbătoare în special cu dezlegarea la pește. Acesta este conținutul important al acestei sărbători și cel despre care am vorbit mai înainte. Dezlegarea la pește este doar o practică și în special adresată celor care țin post, pentru că dezlegarea la cei care mănâncă în continuare de dulce nu se poate vorbi. Deci să ne bucurăm, să participăm la Sfintele Slujbe, cei care au praznic de cununie să și-l serveze și fiecare să se bucure de întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De Buna Vestire se crede că sosesc rândunelele, iar cucul cântă pentru prima oară în an, de aceea sărbătorii îi se mai spune și ziua cucului. Aceasta anunță sosirea efectivă a primăverii. Primul său cântec trebuie să fie așteptat de toți oamenii în haine curate, veseli, cu stomacul plin și cu bani în buzunare.